România a primit 5.060 de doze de vaccin împotriva variolei maimuței în baza unui contract de donație încheiat între Ministerul Sănătății și Comisia Europeană. Conform Digi24, dozele de vaccin vor fi direcționate către spitalele de boli infecțioase din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Constanța pentru realizarea imunizării la persoanele eligibile, a informat Ministerul Sănătății. De asemenea, aceste spitale pot transfera vaccinul cu titlu gratuit către alte unități sanitare județene sau de boli infecțioase, la solicitarea acestora, atunci când situația o impune. Persoanele vizate de vaccinarea post-expunere sunt contacții direcți ai cazurilor de infectare. Este recomandat ca vaccinarea să fie realizată cât mai curând după momentul expunerii, între 4 și 14 zile. Pentru finalizarea imunizării de bază este necesară o a doua doză de vaccin la un interval de 28 de zile, precizează Ministerul Sănătății. În țara noastră, până în prezent, au fost confirmați 37 de pacienți cu variola maimuței, relatează Digi24.